Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Iată, așa cum v-am obișnuit, vin cu astăzi cu un nou episod legat de evoluția cometei Ison prin sistemul solar. Vreau să vă spun că nu sunt vești bune. Așa cum vă spuneam în urmă cu două luni, într-o demonstrație făcută la tablă, există trei pericole majore la care este expus Pământul, planeta noastră, odată cu trecerea acestei comete. Pericolele, așa cum vă spuneam, sunt următoarele. Există pericolul de coliziune cu fragmente din această cometă dacă se va descompune la apropierea ei de Soare. Există pericolul legat de trecerea planetei noastre prin coada cometei. Și mai există un al treilea pericol, pe care vi-l spuneam în urmă cu două luni, vi-l aduceam la cunoștință, și anume un impuls electromagnetic puternic ce s-ar putea declanșa atunci când cometa Ison ar lovi Soarele. Astăzi o să vă vorbesc în mod special despre acest al treilea pericol. Specialiștii de la NASA apreciază că acest impuls electromagnetic generat de Soare va avea loc indiferent dacă cometa se descompune sau nu în apropierea Soarelui, dacă se prăbușește pe Soare sau dacă nu. Mai mult, acest impuls electromagnetic va fi generat de Soare chiar și în cazul în care cometa nu lovește Soarele, dar va fi generat chiar și numai la apropierea cometei de Soare. Asta înseamnă, în termeni liberi, că vom avea parte de un impuls electromagnetic chiar și atunci când cometa se apropie de Soare. Ceea ce este cazul astăzi. Iată, astăzi, cometa este în drum spre Soare, a ajuns destul de aproape. Iar specialiștii de la NASA au făcut o analiză legată de efectele pe care le produce asupra Soarelui apropierea unei comete. În urmă cu aproximativ 10 ani, o cometă de dimensiuni de 10 ori mai mici decât ale cometei Ison s-a apropiat de Soare. Și când era deja la o distanță destul de mare, Soarele a emis deja un impuls electromagnetic puternic. A fost un impuls electromagnetic nu suficient de puternic cât să perturbe activitatea sistemele electrice de pe planeta noastră. Planeta noastră este astăzi în fața unui pericol imens datorat unui impuls electromagnetic ce este pe cale de a se genera din cauza apropierii cometei Ison. Iată ceea ce dumneavoastră nu știți și nu vi se aduce la cunoștință, face în schimb Ambasada Statelor Unite la București. Ambasada Statelor Unite la București atenționează oficial pe site-ul său toți cetățenii americani să se pregătească de un dezastru de proporții mari. Ambasada Statelor Unite recomandă tuturor cetățenilor americani, nu doar din România, să-și ia măsuri de prevedere pentru eventualitatea unui dezastru. Nu este numit acest dezastru, nu este nominalizat ca fiind un impuls electromagnetic, dar atrage atenția că ar putea fi, de exemplu, un cutremur. Dar ce sfaturi dă ambasada cetățenilor americani? Să-și facă provizii de apă, să-și facă provizii de alimente neperisabile, să-și facă provizii de medicamente, să-și facă provizii de obiecte de igienă personală și așa mai departe. Păi, dragii mei, ce nevoie ai de provizii, de alimente și de obiecte de igienă personală dacă vine un cutremur? Sigur că n-are nicio treabă. Mai mult vă spun, m-am interesat pe internet, pe Google, pe YouTube, asupra efectelor acestui impuls electromagnetic asupra Pământului. Niciun efect direct asupra noastră, asupra oamenilor. Niciun efect direct asupra plantelor și animalelor. În schimb, tot ceea ce înseamnă generatoare de curent electric, tehnologie care cuprinde electrică și electronică, vor fi distruse iremediabil. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că la un impuls electromagnetic foarte puternic, absolut tot ceea ce reprezintă furnizor de curent electric va cădea. Asta înseamnă că tot ceea ce este aparatură electronică
se va autodistruge. Chiar și fără a fi cuplate la o sursă de curent electric. Asta, în alte cuvinte, ar însemna întoarcerea omenirii la anul 1800. Asta înseamnă nu computere, nu telefoane, nu bancomate, nu pompe de benzină, nu apă, nu gaz, nu nimic. Asta înseamnă epoca de piatră. Ce rezultă din asta? Gândiți-vă. Poliția va deveni legată de mâini și de picioare, toate fabricile, uzinele, magazinele vor fi închise, nu vor mai putea funcționa. Înseamnă haos, anarhie, revolte, înseamnă infracționalitate, înseamnă vremuri foarte grele. Sfatul meu este să vă luați măsuri. Veți spune, bine, poate nu se întâmplă. E adevărat. S-ar putea să nu se întâmple. Dar sfatul meu este că un pic de prevedere nu strică. Iar pe voi, prietenii mei, vă sfătuiesc, faceți-vă provizii, măcar pentru o lună de zile de apă și alimente. Este spre binele vostru, al tuturor. Dacă ei, cei mari, cei ce conduc această planetă, am informații clare că se pregătesc pentru un dezastru natural, își iau măsuri, voi, mărunții, poporul, cetățenii simpli, nu sunteți informați. Nu din răutate. Nu vor să se creeze panică, nu vor să se creeze îmbulzeală la magazine, nu vor să facă mai mult rău decât dacă nu vă spun. Mai mult, păpușarii, am informații, așa își doresc. Au scăpat de sub control economia, au scăpat de sub control banii și își doresc o resetare. Iată, li se oferă o ocazie excepțională pentru această resetare totală. Dragii mei, pregătiți-vă. Pregătiți-vă pentru ce poate fi mai rău. Asta înseamnă că începând de astăzi, cel puțin până la 1 decembrie, oricând vă puteți aștepta la întoarcerea omenirii în epoca de piatră. Să ne revedem cu bine. Am o singură rugăminte. Dacă vreți binele colegilor, prietenilor, rudelor, dați-le share la această emisiune, îndemnați-i să asculte ceea ce v-am spus, să-și ia și ei măsuri